Iubiți credincioși, iată că a sosit și vremea colindelor. A sosit și vremea să ne apropiem de ospățul Domnului, deoarece cu prilejul sărbătorilor Crăciunului, foarte mulți dintre credincioșii noștri se pregătesc și primesc Sfânta Taina Cuminecăturii. Parabola care s-a citit astăzi în Sfânta Evanghelie ne amintește de împărăția lui Dumnezeu, care este asemănată cu un ospăț pe care l-a pregătit un om bogat. Și a chemat pe prietenii săi să vină la ospăț. Și când a fost spre seară la cină, l-a trimis pe slujitorul tău să le spună: totul este gata, stăpânul meu vă poftește la masă. Dar ei, parcă ar fi fost vorbiți, au început să se scuze și unul a zis: păi să vezi că eu mi-am cumpărat o țarină, adică o bucată de pământ, și mă duc să o văd. Un altul a zis: să vezi, tocmai mi-am cumpărat 5 perechi de boi și trebuie să mă duc să încerc. Un altul a zis: de-abia m-am căsătorit și nu pot să viu. Slujitorul s-a dus la stăpânul său și i-a spus cele ce auzise. Atunci stăpânul s-a mâniat și a spus: du-te prin piețe și pe ulițe și prin târguri și adune-i pe săraci și pe neputincioși și pe șchiopi și pe orbi și adu-i să vină la ospățul meu, pentru că bucatele sunt multe și bune. Și slujitorul s-a dus, i-a chemat, aceia au venit și i-a spus: stăpâne, au venit și încă mai este loc. Atunci a zis stăpânul: du-te pe la garduri și pe la uliți și silește-i pe toți pe care îi vezi să vină la ospățul meu, pentru că vreau să fie masă plină și casa îmbelșugată de oaspeți. Și a încheiat stăpânul până la îi spune: adevărat îți spun că aceia pe care i-am chemat și n-au venit, niciodată nu vor gusta din cina mea. Iubiții mei, această parabolă are două planuri. Unul este istoric și anume contemporan cu Domnul Iisus și un altul eschatologic, în perspectiva venirii viitoare a Domnului. Cel istoric se referă la poporul evreu. Ei au fost poporul ales de Dumnezeu ca să alcătuiască prin monoteismul lor un culoar de lumină printre popoarele păgâne spre peștera Betleemului, spre venirea unui Mântuitor. Deoarece, după trup, Mântuitorul Hristos urma să se nască din Sfânta Fecioară Maria, care era din neamul regelui David, acesta fiul lui Iesei și strănepot al lui Avraam. Așadar, ei erau cei din tâi chemați la această cină a lui Dumnezeu, care nu era altceva decât împărăția cerului. Iar ei au găsit pretexte și nu s-au apropiat de casa omului care îi poftise. Și atunci Dumnezeu s-a îndreptat către neamurile păgâne, către sărași, către stăpânoci, către șchiopi, către orbi, către adunătură și a spus să vină neamurile păgâne aici la împărăția mea și a tatălui meu. Pentru că ei vor fi aceia care vor sta la cină, iar ceilalți evrei, iudeii care au refuzat să vină, nu vor gusta niciodată din această cină. Iubiții mei, în plan eschatologic, să zicem, adică al așteptării venirii împărăției cerurilor, parabola este și pentru noi toți. Noi suntem într-o stare de așteptare, așa cum spunem și în simbolul credinței: aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Toată viața noastră de creștini este o așteptare, o așteptare liniștită, o așteptare să plină de speranță și o așteptare pe care o alimentăm din când în când cu puterele noastre lăuntrice. Ei bine, Dumnezeu ne cheamă în permanență la ospățul său, la cina sa, la împărăția lui Dumnezeu. Nu odată, o spuneam și în pastorala de Paști de anul trecut, ori de anul acesta, nu odată împărăția lui Dumnezeu a fost asemănată cu un ospăț. Ospățul nu atât mâncarea în sine, cât faptul că oamenii se adună la oaltă, iar hrana în sine este hrana euharistică,
aceea pe care Dumnezeu ne oferă prin biserică și prin harul preoției, pâinea și vinul care prin rugăciune și prin pocorârea Duhului Sfânt se preface realmente în trupul mistic și sângele mistic al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta este cina supremă, aceasta este hrana duhovnicească pe care noi o primim de-a lungul vieții noastre și pe care o numim și merinde pentru o lungă călătorie pe care fiecare o vom face la sfârșitul vieții. Și așa, când pleci într-o călătorie lungă, îți iei la tine un pachetel cu mâncare pentru ca să te hrănești pe drum, tot așa și înainte de această lungă călătorie pe care o pornești în viața de dincolo, îți iei cu tine o merinde. De aceea este bine și este de trebuință ca fiecare creștin să aibă grijă să se împărtășească înainte de a-și da sfârșitul, iar membrii familiei, dacă el nu se îngrijește, să se îngrijească, să-i asigure asistența duhovnicească a preotului prin această ultimă cuminecătură cu care el pleacă la drum ca și cu o merinde pe care ar avea-o în traistă. Ei bine, iubiții mei, chemarea este permanentă. Dumnezeu îi trimite pe îngerii săi, îi trimite pe evangheliști să ne vestească, îi trimite pe toți cei care sunt îndatorați să predice cuvântul lui Dumnezeu. Veniți la mine, spune Iisus, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni. Veniți la mine, că jugul meu este ușor și sarcina mea este ușoară. Veniți la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. Dar, iubiții mei, în Sfânta Evanghelie mai există o parabolă asemănătoare care simbolizează tot împărăția cerurilor, dar care ne ridică un semn de întrebare. De data aceasta, cel care face ospățul este un împărat, care face nuntă fiului său, deci este un ospăț nupțial și cheamă de asemenea pe prieteni să vină și aceștia nu vin, ca și cei din parabola de astăzi. Îi cheamă apoi pe slăbănoci, pe săraci, pe orbi, pe șchiopi și vin aceștia și cheamă și pe ultimii pe care îi silește să vină în casa lui. Și la un moment dat, mergând el prin sala de mese, unde se desfășura ospățul, îl vede pe unul care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și îi spune: prietene, de ce ai venit tu aici fără să fii îmbrăcat în haină de nuntă? Și acela n-a știut ce să răspundă, iar împăratul a poruncit să fie zvârlit în temniță în chinuri. Întrebarea se pune, iubiții mei, la suprafață. Dacă omul acela venise nu de bunăvoia lui, ci într-un fel înhățat de servitorii împăratului și a dus cu deasila la ospățul de nuntă, ce vină avea el pentru faptul că nu avea haină de nuntă? Nu avusese timp să meargă undeva să închirieze măcar o haină mai acătării, de îndată ce el, fără îndoială că era sărac. Și atunci ni se pare un fel de nedreptate pe care o face împăratul, adică Dumnezeu. Ei bine, iubiții mei, dacă gândim ceva mai la adânc, ne vom da seama că pe lângă straiul exterior există un strai interior, o haină de nuntă lăuntrică, pe care fiecare trebuie să o îmbrace atunci când Dumnezeu îl cheamă. Ce însemna pentru acel sărman haina de nuntă? De îndată ce s-a așezat la o masă de nuntă, el trebuia să se împărtășească pe lângă bucate, pe lângă mâncare și băutură, de bucuria generală pe care o are o familie atunci când se întâmplă închegarea unui nou cămin, bucurie imensă pe care o are părintele sau părinții atunci când își văd fiul sau fiica căsătorindu-se și mergând la casa ei. De aceea nunta este totdeauna un prilej de bucurie, dar repetă, dincolo de lăutar, de muzică, de dans, de mâncare și băutură, este acea bucurie interioară a fericirii unor tineri care s-au regăsit în iubire și care întemeiază un cămin. Ei bine, acela care venise se mulțumise doar cu îndestularea stomacului, să mănânce și să bea, dar nu participa la bucuria generală, nici nu voia să știe că se găsește la o nuntă. Îl interesa doar ce are dinainte în blit, adică la starea de animal.
Dumnezeu ce a cerut, i-a cerut starea de om. Este peste putință să moștenești împărăția lui Dumnezeu dacă nu-ți redobândești întâi starea de omenitate, să ieși din condiția animalică, aceea de a te gândi numai la cele materiale, la mâncare, la băutură sau la alte satisfacții trecătoare și să nu te îngrijești de ceea ce ai mai scump în tine, adică de sufletul tău și de părtășia acestui suflet la bucuria celorlalți. Acesta este tâlcul lăuntric, repet, dacă îl vom căuta la suprafață, ne vom potigni și nu vom găsi niciun răspuns. Dar dacă mergem mai la adânc, atunci vom ști că răspunsul este la adânc. De aceea, iubiții mei, și iarăși mă adresez tineretului, să nu fiți superficiali, să fugiți de superficialitate. Există și trebuie să existe un fel de sondare a adâncului și a lui Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel, la un moment dat, exclamă: o, adâncul înțelepciune și a științei lui Dumnezeu! Există un adânc al lui Dumnezeu, există și un adânc al omului, care trebuie sfredelit, sondat. Uneori acest adânc se dezvăluie la scaunul de duhovnicie, la spovedanie, când omul se mărturisește, dar înainte de mărturisire se examinează pe sine însuși. Uneori îl ajută duhovnicul prin întrebările lui. Există un adânc care se ascunde și vrea să se ascunde, să se ascundă, de care într-un fel ne este sfiară, ne este rușine, acela pe care îl sondează și psihanaliștii, dar cea mai bună și perfectă psihanaliză este aceea a scaunului de duhovnicie. Atunci să vezi dacă adâncul tău ascunde lucruri necurate de care trebuie să te dezveri sau, dimpotrivă, ascunde o vistierie de aur. Poetul creștin ortodox, marele poet creștin Vasile Voiculescu, a scris o poezie intitulată Minerul, în care îl seamănă pe Dumnezeu unui miner care vine și sapă în adâncul ființei omenești și spune: iată, vino și în sufletul meu, Doamne, și sapă unde eu nu pot ajunge și acolo poate că vei găsi aurul pe care tu îl cauți și pe care eu nu știu. Putem fi purtători de aur fără să știm, așa cum putem fi purtători de greșeli și de păcate de care nu vrem să fim conștienți, rămân în subconștient pentru că conștientul nostru se ferește de ele și vrea să le țină acoperite. Este important să-ți cunoști ființa în întregimea ei. Și dacă ți-o cunoști și pe dinăuntru, atunci vei putea să comunici lui Dumnezeu nu doar la suprafață, prin rugăciunea rostită cu buzele și cu limba, ci prin rugăciunea lăuntrică care curge din izvorul sufletului tău și merge în izvorul cel nesecat al lui Dumnezeu. Acolo apele se întâlnesc una cu alta și se îmbrățișează într-o bucurie purificatoare. De aceea, îndemnul meu este la profunzime, la tâncime. La un moment dat, Iisus se apropie de barca lui Petru, care era pescar, și Petru se plânge că n-a prins nimic toată noaptea și spune: aruncă, Petre, mreaja mai la adânc. Și a aruncat-o mai la adânc, adică mai în largul mării, și acolo a prins pește. Ei bine, îndemnul lui Iisus către toți cei care nu sunt suficient de conștienți de lăuntul lor: aruncă mreaja mai la adânc, gândul tău, meditația ta, cugetul tău, aruncă mai în adâncul sufletului tău, sfredelește-l, sapă-l, uneori brutalizează-l și obligă-l să se deschidă, pentru ca tu să devii conștient de propria ta ființă, dacă este bună sau mai puțin bună, sau de-a dreptul rea, și să iei măsurile. Dacă este rea, să o faci bună, dacă este bună, să o faci și mai bună. Aceasta este mântuirea și aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Să fii astăzi mai bun decât ai fost ieri și să fii mâine ceva mai bun decât ai fost astăzi. Acesta este progresul duhovnicesc. Este un îndemn pe care îl cer și vremurile de astăzi, în care în special tineretul este chemat la superficialitate, la frivolitate, la viața ușoară, la viața lipsită de preocupări stabile și serioase.
Se vorbește de un tineret debusolat, care nu are niciun fel de ideal, care nu știe încotro să se uite, care nu poate să-și facă un plan. Ei bine, scuturați-vă, iubiții mei tineri și tinere, scuturați-vă de această superficialitate, de această comoditate a vieții. Și pătrundeți în ființa voastră lăuntrică, vă va prinde bine și acum, vă va prinde bine mai cu seamă mai târziu. Atunci când vă vor veni bătrânețele și veți simți că vă este sfârșitul aproape și veți privi în urmă și veți constata că Dumnezeu v-a făcut viața cât pasul de o palmă și că nu ați lăsat sau nu ați realizat mare lucru în urma voastră. Dar dacă voi veți cunoaște ființa întreagă în adâncul ei, atunci vă puteți clădi o viață adevărată, puternică, solidă, rodnică și atunci către sfârșitul vieții veți putea să vă apropiați împăcați, nu de neant, ci de împărăția lui Dumnezeu, cu gândul că v-ați împlinit misiunea și v-ați trăit cu adevărat viața care trebuia trăită și care este una singură. Cu aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne aflăm în pragul sărbătorilor. Iată, afară ne așteaptă și colindătorii Iancului, care în fiecare an, care s-au unit și au unit vocile împreună cu ale frăților voastre în a cânta prima colindă, primele două colinde în această catedrală. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și în mâine, cred că va fi dată jos ultima rămășiță de scheră de pe catedrala noastră. În ziua de Crăciun vom face o rugăciune specială de mulțumire și vom face o stropire cu aghiazmă de jur împrejur, că iată, după atâta trudă și după atâta grijă și după atâta cheltuială, Dumnezeu ne-a ajutat să vedem catedrala așa cum și-a visat-o titorul ei, episcopul Nicolae Ivan, care nu a apucat să o termine, dar pe care, iată, am isprăvit-o noi astăzi. Cu aceasta vă urez, dragii mei, ca și săptămâna aceasta ultimă din post, să vă pregătiți pentru cina Domnului nostru Iisus Hristos, să vă pregătiți pentru primirea împărăției lui Dumnezeu, care este printre noi prin Biserica lui Hristos și pe care o așteptăm în viața veacului ce va să fie. Amin.